Noi suntem în satul Mândrușul de Sus și am venit să felicităm cu drag pe doamna Natalia pe ocazia zilei de naștere și să-i cântăm mulți ani trăiască, fiindcă astăzi sunteți omagiat așa și copiii. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, da, mulți ani. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Maria Ciorici mă numesc și bine-nici și nou tocmai să vă felicit, să vă ofer aceste flori frumoase, doamna Natalia, și un tort pentru dumneavoastră și toată familia. Și o poezie, un cadou care vine din depărtare. Da, nu țineți la dumneavoastră. Da, 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 cât știți, la emoții nu pot să vrușine. O poezie este cadoul care este special, cel mai mare, de fapt, care vine din depărtare. Și vă întreb așa, dacă vă pricepeți, cine credeți că e? Fina, așa, n-au și faci ei, așa? N-au și faci, las că s-o primească, așa? Dar, uitați-vă, ei au o stimă deosebită față de dumneavoastră. O recunoștință foarte mare, pentru că sunteți așa o persoană care le-ați putut înlocui și sunteți a doua mamă pentru ei. Cea mai bună prietenă și un sfătuitor foarte bun și un exemplu de urmat. Scumpa și draga noastră Nașă, cu ocazia acestei zile minunate, deosebite și frumoase, îți dorim aceste lucruri importante. Să ai tot binele din lume, fie ca bunul Dumnezeu să fie mereu lângă tine, zi de zi, la bine și la greu. Să te ajute să ocolești răul și nedreptatea, să ai parte doar de bucurii lumești, iubire, respect și multă sănătate. Nașa, ai trecut prin multe încercări și probleme neînsemnate, dar tot timpul ai găsit puteri și ai trecut peste toate. Viața este așa, cu suișuri, coborâșuri, dar tu mereu ai demonstrat că poți găsi tot timpul soluții. Te rugăm să fii tare, cum ai demonstrat mereu, și îți dorim din suflet multă bunăstare și să te păzească Dumnezeu. Tot ce e mai bun și minunat să ai în această viață și tot ce ei dragi și până acum te-au înconjurat, să-ți dea și mai departe susținere și speranță. Fie ca toți ce te înconjoară să te bucure, iar timpul de afară, zâmbetele oamenilor, florile din grădină, clipele, să fie frumoase adunate pe parcursul anilor. Să te bucuri mereu de persoanele dragi care îți sunt acum aproape și de scumpii copilași, așa? Sunt câți copii? Doi, mă gândeam ce v-am greșit. Sunt doi copilași și de scumpii copilași pe care îi iubești foarte. Îți dorim pace, căldură în suflet, o viață frumoasă, plină de culori. Te iubim, la mulți ani, Nașă scumpă. Felicitarea vine din partea finelor. Scumpa și adorabilă noastră, noi îți urăm tot binele din lume și să fie așa mereu sinceră, frumoasă, atrăgătoare și plină de viață. Multă sănătate și realizări frumoase, succese mari în tot și să fii mereu înconjurată de persoane pozitive, iubită, stimată, respectată de toți cei dragi sufletului. Noi îți urăm sincere felicitări și mulți, mulți ani înainte, din partea finelor Elena, Vasile și copiii, finuțe mai mici, așa, Nicoleta, Radu și Denis. Cu drag pentru dumneavoastră, ați fost surprinsă, nu v-ați așteptat, dar uitați-vă că meritați înseamnă. Doamna Natalia, meritați, vede că aveți un suflet mare și dacă ați putut să le câștigați iubirea și recunoștința, înseamnă că asta simbolizează că sunteți o femeie bună, puternică și o femeie cu litera mare, așa cum se spune. Vreau să vă ofer cu microfon, așa, să ne audă mai bine. Ce vreți să le transmiteți? Ce vreți să le spuneți lor? Da. Mulțumesc frumos. Sunt surprinsă. Este un gest din partea voastră, adică de-am trecut știam că veți face și am spus că o să primiți bătaie, dar precis o să primiți. Da. Precis am lăsat o luat. Precis o luați. Pentru că eu sunt un gen de persoană mai închis și familie dragi. Dar mulțumesc. Mulțumesc și doamna Maria Ciorici, v-am cunoscut și vă urmăresc uneori postările dumneavoastră și mai mic și mai mare. Mulțumesc mult!
Vă iubesc, vă cuprind. Cu drag, cu dor, îi așteptăm acasă. Da, așa. Vă așteptăm. Eu doar am spus, ne-am întrebești cadouri, ne-am întrebești prezența voastră. Voi să vă. Da. Mulțumesc mult. Natalia, eu mă bucur foarte mult că ați avut puterea și curajul să mă ascultați și să acceptați acest moment, pentru că da, este un gest, iar gesturile nu se resping, așa? Înseamnă că ați meritat, mai repet, și o melodie frumoasă. Haideți să răsunem piesă frumoasă pentru dumneavoastră, cu ocazia, nu știu câți ani, e secret, nu spunem la nimeni, să răsune melodie, puteți spuneți așa să mă... Avem nevoie și dumneavoastră așa un pic de chef, așa să facem o atmosferă frumoasă, să fiți fericit. Dacă mai aveți cineva în casă, lasă-i să vină, să facem un pic de atmosferă frumoasă. Trecai mei vară cu vară, cu tot ce-a fost și va mai fi, unde-i grăbit din Thank you.
sunt doamna Natalia. Și tot, familie ești că iarăși noi nu dăți pe Italia. La mulți ani, tare! La mulți ani! La mulți ani! Hai, Mirela, hai, 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 hai! La mulți ani! La mulți ani, la mulți ani, pentru doamna Natalia. Toată lumea spune, toată lumea cântă. Toată lumea spune, toată lumea cântă. La mulți ani, la mulți ani, la mulți ani de